Chiar dacă nu are ieșire directă la mare, Moldova va exporta în premieră pește de apă sărată în Uniunea Europeană. O companie de la noi care importă materie primă a obținut recent acest drept, iar primele loturi de produse procesate și ambalate la noi vor ajunge peste aproximativ 3 luni pe piața din Uniunea Europeană. Întreprinderea a implementat toate cerințele impuse de autorități, iar autorizația primită va stimula și mai mult dezvoltarea afacerii, spun managerii. Fabrica de procesare activează din 2017 și este filiala unei companii din România. Peștele care va ajunge pe rafturile magazinelor din Uniunea Europeană este importat din Norvegia, insulele Feroe, Italia și Islanda. Materia primă este certificată de UE, iar în Moldova este procesată și ambalată conform unei tehnologii ce respectă normele europene. Compania comercializează macrou, pește afumat și fructe de mare. Primul lot de pește va fi exportat peste câteva luni după încheierea contractelor de livrare. Reprezentanții companiei speră să obțină un preț mai mare cu până la 30% față de piața internă. Ne gândim să facem gusturi moldovenești către diaspora noastră, către cetățenii care doresc să consume acel macrou sărat sau acel produs afumat sărat, care cred că ca și prima țară va fi România, credem noi, după care sperăm că va fi Italia, va fi Franța, va fi Irlanda. Datorită prețului oferit în Uniunea Europeană și a pieței enorme de desfacere, compania vrea să-și extindă afacerea în următorii 5 ani. Va urma exemplul unei întreprinderi de procesare a caviarului din regiunea transnistreană, care de mulți ani exportă acest produs în UE. Potrivit reprezentanților ANSA, în curând va fi extinsă lista produselor de export din Moldova spre statele din blocul comunitar. Avem misiune de la DigiSante pe mai multe produse. Deci misiune pe produse compuse, pe produse lactate, pe carne de ouă, deci avem și intenția unui spectru mai larg de export a acestor produse în Uniune. În prezent, dintre produsele de origine animală, țara noastră poate exporta în Uniunea Europeană miere de albine, caviar, pește procesat, piei de animale și praf de ou.